Bine v-am găsit, dragilor, la un video, sper să mă vedeți bine, cu întrebări și răspunsuri. În timp ce fac chestii pe aici pe care le-am de făcut, mâncare, mers pe la găini și așa mai departe, o să răspund și la câteva întrebări și una din întrebările care are un răspuns deja este cum reușești să faci și internet și mâncăruri și treburi prin casă și așa mai departe. Uite, fac două lucruri deodată, cred că ăsta e cel mai mare succes, căci în timp ce fac mâncare mai filmez și un video, în timp ce ador copilul mai postez un video sau îl programez sau îl editez și așa mai departe și așa reușesc oarecum să combin toate lucrurile făcând mai multe lucruri deodată. Am tocat aici verdeață căci fac o tocăniță. Deci ca să ne înțelegem, noi ne-am mutat aici în 2020, practic am luat grădina în 2019, dar oficial ne-am mutat aici în 2020 și cred că, așa uitându-ne în spate, au fost doar două lucruri simple cu schimbatul ăsta, pentru că noi ne-am schimbat, e adevărat în aceeași țară, dar ne-am schimbat dintr-o regiune Spaniei în alta, 700 de kilometri distanță și sunt două regiuni total, total diferite, ca și cum te-ai mutat în altă țară, se vorbește și altă limbă, deci destul de diferit, chiar și stilul de viață este destul de diferit și singura chestie ușoară a fost când ne-am mutat în aceeași țară și birocratic vorbind, ne-a fost ușor că să schimbăm toate hârțoagele și toate chestiile astea. În schimb, a fost ca și cum te-ai muta într-o țară nouă și a mai fost ușor din punct de vedere al dorinței noastre de a ne muta definitiv la casă, cu curte, practic la țară, căci ăsta era visului nostru. Asta era cea mai mare dorință a noastră în momentul respectiv și care încă este, încă e înflăcărată dorința asta, deci iubim să locuim aici, dar cred că dorința asta neînfrânată de a sta la țară ne-a orbit din toate greutățile ce erau pe atunci, dar în rest a trebuit să o luăm de la capăt și a fost un nou început, cred că din toate punctele de vedere, cu certitudine acum uitându-ne spate. Nu a fost greu pentru că aveam dorință neînfrânată, nelimitată și nu a fost greu din punct de vedere birocratic pentru că ne-am mutat în aceeași țară. Dar din alte puncte de vedere a fost greuț, dar nu prea s-a simțit așa de greu din cauza dorinței astea pe care o aveam de atunci și încă este înflăcărată, după cum o spuneam. Vedeți, e ascuns acolo după mandarin. Și vorbim despre nașteri, am două la activ și două super diferite. Una prin cezariană, prima, cu Alexuța, și a doua naturală. Dacă vreți un clip mai extins pe tema asta, îmi spuneți în comentarii și vă voi povesti așa într-un story time. Dar pe scurt, cu certitudine, nașterea naturală a fost cea mai ușoară din toate punctele de vedere. Pentru că durerile după cezariană sunt oribile, cel puțin în cazul meu, recuperarea a fost oribilă. Așa că nașterea naturală a fost superbă, minunată din toate punctele de vedere. Nu pot să zic, vă recomand, că fiecare caz știți cum e. Uite, cu Alexa a fost complicații, a trebuit neapărat cezariană, dar... ce vă pot spune din experiența mea cu două nașteri, una cu cezariană și una cu natural, este că după cea naturală, la două ore, eu îmi plimbam copilul prin salon. La două ore după nașterea prin cezariană, eu tremuram și aveam frisoane și dureri teribile, credeam că dau ortul popii. Chiar și cezariana, în cazul meu, a fost o amintire foarte plăcută. Am avut parte de o naștere prin cezariană cu niște medici speciali, deosebiți, care au respectat foarte mult momentul ăla de naștere și am amintiri superbe, dar recuperarea a fost oribilă. Tema religiei am mai discutat-o odată, dar cum s-a mai adunat lume, nu am zis să răspund repede, repejor și aici. Sunt om iubitor de oameni, de orice religie. Sunt căsătorită în religia ortodoxă, sunt născută în religia ortodoxă, botezată și așa mai departe, dar sunt iubitoare de orice credință care crede în Domnul Dumnezeul nostru. Creștem copii liberi, adică sunt liberi să aleagă să facă ce vor ei în viitor. Ceea ce aș vrea să reușesc este să fie fericiți cu orice alegere fac în viață. Nu m-ar face mai mândră dacă ei aleg să facă ce facem noi. Noi, ca să
ajungem la concluziile pe care le avem acum, am trebuit să trecem prin niște experiențe ca să ne descoperim ca oameni. S-a cam uitat și un castron pe undeva. Așadar, în primul și în primul rând să descopere menirea lor pe pământ, iar mai apoi să facă ceea ce îi face fericiți. Nu m-ar îmbogăți pe mine dacă le-ar place viața la țară, cum îmi place mie, sau m-ar întrista faptul dacă vor să trăiască viața la oraș, să trăiască fericiți unde vor ei și unde le e menit să trăiască viața asta. Ei, cum să obosești când Dumnezeu este cu tine și îți arată calea pe care trebuie să mergi și totodată ți-o și luminează? Atunci n-ai cum să obosești. A, dacă fizic obosești la sfârșit de zi, lucrând la țară, pământul, evident că ești obosit, dar te culci cu drag, căci ai făcut ceva util, practic, bineînțeles, pentru tine. Dar spiritual, psihic, să spun așa, nu sunt obosită pentru că Dumnezeu este cu mine, cu noi, cu familia noastră, dar fizic, dacă te refer la asta, adesea suntem la sfârșit de zi obosiți pentru că muncim în continuu, o facem cu drag, dar bineînțeles că suntem oameni și se mai cunoaște câteodată, dar psihic, încă o dată, suntem într-un moment al vieții în care Dumnezeu ne luminează calea pe care mergem și suntem în pace, suntem odihniți, să spun. Îți înțeleg punctul de vedere referitor la comentariul ăsta, pentru că mi-ai lăsat mai multe întrebări pe tema asta, cum că nu ești de acord în totalitate cu statul la țară și nu vezi ca fiind un stil de viață ușor sau curat, cum ai spus tu, sau, eu știu, liniștitor. În schimb, vezi tu că fiecare om are o menire pe pământul ăsta și fiecare suntem diferiți, asta e și frumos, și fiecare iubim alte lucruri. Spre exemplu, da, viața la țară e cu multă muncă, dar e o muncă pe care o faci din plăcere, asta evident dacă îți place. Uite, ar fi același lucru să vorbim eu gândindu-mă la oamenii care merg la sală și nu dau cu sapa. Gen, de ce te duci să tragi de fiare când poți să iei o sapă să sapi ogorul? Cum ar fi să zic eu asta? Că practic, na, asta te gândești. Așa ai spus-o și după asta, o viață mai liniștită ca la țară, din punctul meu de vedere, evident că nu există, vă dați seama. Dar din punctul tău de vedere, probabil, există și alt stil de viață mult mai liniștitor decât cel de la țară. Și nu, am visat atât de mult la stilul ăsta de viață pe care îl avem acum, la momentele astea minunate pe care le trăim acum, ani de zile, adică mai bine de 10 ani, chiar și mai bine de 15 ani, de când sunt împreună cu soțul meu, visăm la ce suntem acum și nu ne mai putem permite noi să visăm la altceva când atât de mult am răfnit la ceea ce suntem acum. Așadar, nu îmi doresc alt stil de viață și nu îmi doresc să schimb asta, pentru că mi-am dorit foarte mult ce am acum, ce suntem acum ca familie și conexiunea cu tot ce e viu din jurul nostru pe care o avem acum, cu tot ce e viața. Adică pentru noi este mult prea profundă situația ca să ne dorim și alt stil de viață. Că despre curățenie, curat poți să fii și la țară, bineînțeles. La țară e mai mult praf, mai multă treabă de făcut pentru a menține curățenia, este adevărat, dar asta nu te împiedică să fii curat. Da. Acum fiecare, vedeți voi, vede lumea altfel. E frumos să vezi lumea altfel și respect cu desăvârșire punctele de vedere și al altor persoane care nu sunt tocmai de acord cu stilul ăsta de stat la țară, viața la țară, cu tot ce implică ea, cu muncă, cu mai mult praf decât poate la oraș, dar chiar și cu praf, chiar și cu pământ sub unghii, cum s-ar zice, pentru noi aerul e mai curat aici și aerul e mai plin de viață aici. Iar noi iubim viața așa cum e ea și așa cum o trăim în momentul de față și nu am dat-o pe nimic. Până la sfârșitul vieții sperăm să ne țină Dumnezeu în putere, să putem duce viața pe care credem noi că El a ales-o pentru noi. Și cam atât pentru videoul acesta. Dacă mai aveți întrebări, cu mare, mare drag, vă aștept în comentarii sau în secțiunea pe care o mai lansez din când în când cu întrebări. V-am pupat!